Căminul de fete al Colegiului de Ecologie și Protecție a Mediului Grigore Antipa Bacău este plin de păduchi, cel puțin așa susțin elevele căministe care au sesizat prin părinții lor pentru că le-a fost frică să se expună și Trustul Media deșteptarea despre acest fapt. Problema cea mai mare a fost că nimeni nu a luat nicio măsură, doar pedagogul școlar le-a sfătuit să se spele pe cap cu un anumit șampon și atât. Reporterii Trustului Media deșteptare au mers la fața locului însoțiți de o echipă de la Inspecția Sanitară. Conducerea colegiului s-a arătat surprinsă de acuzațiile care se aduc în cămin, dar a recunoscut că nu știe nimic despre această problemă. A dat câteva telefoane și a aflat că doar pedagogul școlar știe de situație și că singur a luat măsuri, deși nu are această competență. Dar are această calitate? Ca pedagog, că e ca o mamă pentru ei, că dacă și acasă... A anunțat conduce? Da, nu ne-a anunțat tot, că nu știu. Dar ea a luat toate măsurile și se pare că... Măsuri să anunțe copiii să spele cu anumit șampon sau ce? Da, da. Să se îngrijească și condiții de igienă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. Păi s-a mai întâmplat, asta e problema. Ele și în astea locuri. Și în alții n-au mai fost problemele astea. Ei... De cealaltă parte, mai timid, mai de frică, elevele au recunoscut că sunt păduchi la camerele 206 și 207, dar și că problema este mai veche în cămin. Ești din cămin, ai auzit că ar fi păduchi prin zonă? Da, am auzit în 206 și în 207 că ar fi. Am trecut, au fost în 204. Acum nu știm că sunt fete care nu se spală și... Dar sunt fete noi venite în cămin? Da, sunt fete de la țară venite și nu prea să obișnuite cu orașul și nu se spală. Dar la începutul anului a fost controlat? S-a făcut acel triaj epidemiologic? Cum se face? Nu. Nu, dar ne suntem obișnuiți, știm că nu am avut și nu stăm cu frică. Chiar și de față cu echipa de control și reporterii Trustului Media Deșteptarea, o altă elevă din cămin a recunoscut că a avut probleme cu păduchii împreună cu celelalte colege din cameră. A avut cineva ceva? Da. La voi aici? Da. Când? La început. La început, da. Ce fetiță? Am fost eu, am fost cam în vreo 2, 3, 4, 5, 6. Sau ne-am curățat. Tot. De unde știi? Băi nu, că ne-am căutat în cap. Am căutat și eu. Nu. Dar și ce ne-am curățat? Cel puțin eu m-am dat cu frugaz, cu oțel. La țară am fost putată. În total, în cămin sunt în jur de 150 de elevi. La parter și etajul 1 sunt săli de clasă, la etajul 2 sunt cazate elevele din afara Bacăului, iar la etajul 3 băieții. Tot cazarmamentul este asigurat de liceu. Pedagogul școlar, Lorica Ciuhat, a încercat să dreagă busuiocul. Înainte și la o sesizare că ar fi păduci în cămin. E adevărat? Nu e adevărat. Normal, eu i-am triat la începutul anului școlar. Nu-i nicio loc. Sunt totuși elevi care spun că inclusiv aici s-a spus că au fost ceva probleme la început de an școlar. Anul trecut. În ce sens i-ați controlat? Păi ne-am retras puțin în fața geamului cât mai multă lumină și ne-am uitat efectiv în părul lor. Cum se uită doamna doctor când faci la începutul anului școlar. Aveți această calitate? Da. Ca pedagog școlar vă dați seama. Și ce le-ați sfătuit să facă? Păi ce le-am sfătuit? Sunt remediile astea... Șampon să se spele? Există, ce să există și șampon. Ați sesizat conducerea școlii că ar fi ceva probleme? Nu. Nu. S-a dat vina și pe faptul că în școală nu există asistent medical, iar doctorul vine doar o dată pe săptămână în fiecare zi de joi. În rest, nimic. Elevii susțin că nici la început de an școlar nu s-a făcut acel triaj epidemiologic obligatoriu. Iar despre măsurile pe care trebuia să le ia conducerea... Pe ce măsuri să luăm? În ce privință măsuri? Se face acest problema. Control. Dacă sunt într-adevăr, dacă această sesizare o să se confirme, totuși sunt elevi care vorbesc de anumiți păduri pe aici. Veți lua ceva măsuri? Categoric o să luăm măsuri dacă într-adevăr se dovedește că sunt, că fetele au păduchi în cap. Dar cum a confirmat doamna pedagogă și spune că îi verifică permanent și nu mai sunt la ora... Dar totuși n-ați fost anunțat din timp. Da, n-am fost anunțat din timp, dar probabil că doamna a considerat că problema este rezolvată și n-a fost cazul exact, să ne... Asistentul medical a făcut acel triaj la începutul anului? Nu, pentru că nu-i avem. Adică, mă rog, au fost prin clase, dar în cămin efectiv... La Direcția de Sănătate Publică n-ați raportat acel triaj epidemiologic care se face în mod normal la început de an? Dar nu noi raportăm, raportează asistentul medical. Și asistentul, dacă n-a făcut nimic? Dar nu avem, domnișoare, nu avem. Nu avem doctor, nu avem asistent. Noi facem pe medic.
Eu întreb, ești alergic la paracetamol? Ai mai luat? Era pastiluța. Deci să ne înțelegem foarte bine. Acum dumneavoastră puteți nuanța Dumnezeule, Doamne, să ducem munca noastră din râpă. Din râpă. Pediculoza nu este singura problemă din acest cămin. Se pare că nici lenjeria nu este schimbată conform unui calendar bine stabilit, care să corespundă normelor sanitare. În unele camere, elevii dorm și câte doi în pat, nu se respectă cubajul pe persoană, pereții sunt plini de igrasie. Echipa inspecției sanitare a rămas în zonă pentru efectuarea unui control mai amănunțit. Datele acestui raport vor fi făcute publice zilele viitoare.